Domnilor, bun găsit, încep știrile dimineții la Antena 3 Ploiești. Chiar dacă în unele cazuri pensiile prahovenilor au mai crescut, sunt încă vârstnici, nevoiți să își drămuiască puținii bani pe care i-au la dispoziție lună de lună. Facturile la utilități ori medicamentele reprezintă mare parte din cheltuielile pe care trebuie să le prevadă, iar cele mai rămâne abia dacă ajunge pentru mâncare. În astfel de situații, articolele vestimentare, vacanțele ori o masă la restaurant rămân un lux pe care cu greu și l-ar putea permite. Mulți dintre pensionarii prahoveni învață lună de lună o lecție grea și amară a economiei și nu în sensul în care să pună bani deoparte, ci cum să-și drămuiască sumele mici pe care le primesc, așa că zilnic fac calcule, astfel încât să iasă la liman până la următoarea pensie. Pe mâncare, pe îmbrăcăminte mai puțin. Deja avem îmbrăcăminte, așa că pe astea. Și cu cât au crescut cheltuielile în ultimul an, așa, nu știu dacă... Nu m-am gândit să calculez, dar oricum cu mult. Ați simțit schimbări în plus la taxe și impozite? Sincer, eu stau la fiica mea și ea plătește tot. Deci la întrebarea asta nu vă pot răspunde. Da, așa, în general, rămân bani după ce bifăm pe listă cheltuielile necesare? Nu prea. Ce să facem? Pentru ce n-ar mai rămâne bani? Nu știu, sau ce eliminăm de pe lista cheltuielilor? Îmbrăcăminte nouă. Cred că pe mâncare. Cred. Din bugetul familiei se cheltuie mai mult pe mâncare, pe medicamente și urmează o treaptă mai jos. Cu cât au crescut cheltuielile în ultimul an, așa, dacă ați făcut o medie? Păi, dacă am făcut o medie, cred că cu 30-40%. Ce creștere ați simțit la taxe și impozite, de pildă? La taxe și impozite am simțit o creștere substanțială, în special la domeniul auto. Rămân bani după ce bifăm cheltuielile necesare? Foarte puțin. Foarte, foarte puțin, fiind și pensionar. Pentru ce nu mai rămân bani? Ce eliminăm de pe lista cheltuielilor? Nu mai rămân bani pentru, eu știu, o plecare într-un weekend undeva. Mâncare și medicament. Și doctori, deci la consultații, la examinări, la revaluări de sănătate. Cu cât au crescut cheltuielile, să zicem, în ultimul an, așa? Enorm. Nimeni nu ne așteptam să... Deci când ne dă la pensie ceva, nimic. Egal cu zero. Și, practic, la taxe și impozite ați simțit, așa, nu știu, crește? Încă n-am ajuns acolo. Încă n-am plătit datoriile. În ianuarie să vedem. Să luna viitoare vedem. Sunt și pensionari pentru care traiul zilnic nu este o povară atât de grea. Din puținul pe care îl au, încearcă să-și permită mai mult decât hrana ori plata facturilor. Eu sunt singură, așa, da, că... Da, și de obicei așa cum în plac dumneavoastră, în cazul dumneavoastră. Păi, pe cheltuieli de utilități, pe mâncare și pe vacanțe. Și practic, motorină. Cu cât au crescut cheltuielile în ultimul an? A, nu știu să vă spun. Chiar nu știu. N-am urmărit. Ați simțit creștere la taxe și impozite? Deocamdată nu. Așteptăm întreținerea când vine căldură. O veste bună vine pentru pensionarii care beneficiază de programul social Sprijin pentru România. Cardurile sociale pentru persoanele vulnerabile vor fi încărcate cu o nouă tranșă de 250 de lei. Tramvaiele din Ploiești sunt recondiționate în interior. Conducerea Societății de Transport Public din municipiu a luat această decizie în condițiile în care sunt șanse aproape inexistente ca actualele tramvaie vechi de aproape 40 de ani să fie înlocuite cu unele noi. Tramvaiele din Ploiești sunt pe trasee încă din anul 1986. Acestea au nevoie de reparații periodice. Tramvaiele au o anumită procedură de mentenanță. Zilnic ele trec printr-un proces de mentenanță, o verificare scurtă impusă de lege. Mai avem și o mentenanță pe care o realizăm periodic la 30 de zile și una pe care o realizăm la un număr de kilometri parcurși. În jur de cam la 3 luni. De multe ori, piesele care trebuie înlocuite nu se mai găsesc în țară. Avem în continuare probleme cu ele, cu aprovizionarea, cu piesele de schimb. Fiind niște tramvaie foarte vechi, au aproape 40 de ani de când sunt la TCE,
E foarte greu să mai găsești producători pentru astfel de piese. La momentul acesta, pentru anumite componente care, culmea, componente care asigură motoare de tracțiune, de exemplu, care asigură deplasarea lor în traseu, ne aprovizionăm pe comandă, nu din România, nu am mai găsit producători în România care fac aceste repere, le aprovizionăm din Polonia sau Ceoslovacia cu livrare aproape 6 luni de zile. Călătorii sunt dezamăgiți de modul în care arată tramvaiele din municipiu. Interior cum? Ca orice în România asta. Au aproape 40 de ani. Da, știu, trebuie schimbate, dar nu cu altele vechi, ca de obicei. Unele arată bine, dar sunt copii care le strică, desenează, scrie fel de fel de măgării pe el. De la TCI au început să le recondiționeze, să le mai vopsească, să schimbe tapiseria. E o idee... E ok dacă face așa ceva. Am dar... nevoie de astfel de... Da. Am văzut că au schimbat și stațiile. Odată cu reparațiile care se fac în această perioadă la tramvaie, conducerea Societății de Transport Călător Expres a decis să facă și unele schimbări în interiorul acestor mijloace de transport în comun. Am hotărât ca, pe cât posibil, la mentenanța de 30 de zile sau cel puțin la mentenanța de la 3 luni, să facem și o reparație pe care să schimbe un pic aspectul interior al tramvaiului, în sensul de a retapița canapelele și a revopsi în interior tramvaiul. Deci am hotărât acest lucru. Bun, în limita și a posibilităților noastre financiare, societatea se confruntă cu niște dificultăți financiare majore în ultima perioadă. Dar, cu puțin ușurel așa, am zis să mai îmbunătățim acest aspect interior, întrevăzându-se șanse să avem tramvaie noi cât de curând. În flota TCE funcționează 30 de tramvaie, 4 dintre ele au fost până acum recondiționate, toate vor fi gata în câteva luni, lucrările se fac în regie proprie. Anul viitor bugetarii ar putea începe serviciul pe 8 ianuarie. Ministerul Muncii a elaborat un proiect de hotărâre de guvern prin care se propune ca ziua de 3 ianuarie să fie liberă. Ministerul Muncii a inițiat un proiect de hotărâre de guvern pentru zilele de 3 ianuarie și 2 mai 2025, ca acestea să fie libere. Astfel, bugetarii ar putea să revină la serviciu pe 8 ianuarie, deoarece zilele de 4 și 5 ianuarie sunt în weekend, iar 6 și 7 ianuarie sunt zile libere. 1 mai 2025 pică joi, astfel că Ministerul Muncii a propus ca și ziua de 2 mai să fie și ea liberă, făcându-se astfel punte cu weekendul. În 2025 sunt 17 zile libere legale, 4 sunt în weekend și alte 13 pică în timpul săptămânii. Anul viitor, Paștele, atât cel catolic cât și cel creștin-ortodox, sunt pe 20 aprilie. Vacanța de Paște va începe pe 18 aprilie. Secția de tratamente recuperatorii și pavilionul administrativ din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște vor fi reabilitate și modernizate. Consiliul Județean Dâmbovița a semnat contractul de execuție a lucrărilor. Consiliul Județean Dâmbovița a reușit atragerea de fonduri nerambursabile pentru modernizarea secției de tratamente recuperatorii și pavilionului administrativ din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. Aproape 8 milioane de lei vin prin PNRR. La cele două clădiri, secția de tratamente recuperatorii și pavilionul administrativ, se vor face lucrări de reabilitare termică, reabilitare și modernizare a sistemelor de încălzire sau a sistemului de iluminat. Totodată se vor instala sisteme alternative de producere a energiei electrice sau termice pentru consum propriu și se vor amenaja și două stații electrice de reîncărcare a automobilelor electrice. În ultimii 4 ani, proiectele Consiliului Județean Dâmbovița la Spitalul Județean de Urgență s-au ridicat la aproximativ 100 de milioane de lei. Echipa de robotică InfoOne Robotics și Clubul de Drumeție și Ecologie Montană Spre Vârf din Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești organizează duminică 20 octombrie un concurs inedit. Este vorba despre o vânătoare de comori ce va avea loc la Grădina Botanică Bucov. Încă se mai fac înscrieri. Concursul de orientare tip Treasure Hunt, organizat de echipa InfoOne Robotics, va avea loc duminică 20 octombrie de la ora 14 la Grădina Botanică din Bucov. Evenimentul are un concept inovator care pune în valoare pasiunea pentru natură și ecologie.
Evenimentul constă în jocuri de team building și noi, într-un fel, vrem să facem să fie cât mai ușor pentru ei de a lucra într-o echipă, pentru că conceptul este bazat pe echipe de câte 3 persoane, din elevii claselor a 8-a și a 12-a, din toate școlile din Ploiești și din Prahova de asemenea. Probele pot fi variate, depinde de cum o să ne gândim să le structurăm. Pot fi probe, nu neapărat sportive, să zicem, probe prin joculețe, probe de desenat, de creativitate, poate fi și o probă de dans, ceva care să fie accesibil pentru această categorie de vârstă. Și la final se caută o comoară sau? Pe traseu ei vor căuta comoara și vor căuta indiciile, iar la final, când vor ajunge la ultimul checkpoint, vor dezuși comoara în sine. Cu ajutorul Muzeului de Științe am reușit să organizăm acest eveniment. Ce legătură are robotica cu un astfel de eveniment? Păi, în special, robotica, echipa de robotică încearcă să colaboreze cu cât mai multe cluburi din liceu și acesta este și scopul evenimentului, de a promova cluburile liceului, pentru că anul acesta, față de anul trecut, Green Maze Adventure, o să avem și un nou club care ne va ajuta la crearea after movie-ului după acest eveniment, numit Vivid Focus, este noul club al liceului. Elevii care doresc să participe la vânătoarea de comori încă se mai pot înscrie. Înscrierile se vor face până sâmbătă pe formularul găsit pe Instagramul nostru în postare și la fel și în descriere. Și dorim să le mulțumim foarte mult sponsorilor, Muzeului de Științe, Grădinii Botanice și domnului Burghelea. Ce motive ar avea tinerii să se înscrie la evenimentul organizat de voi? Deoarece este în primul rând un eveniment în aer liber, poate fi abordat ca o metodă de relaxare, este în weekend, puteți să explorați astfel și grădina botanică și să vedeți cât de frumoasă este și lucru în echipă, prieteni noi. Primele 3 echipe care vor ajunge la comoară vor fi declarate câștigătoare. 140 de ani de la nașterea celui mai mare scriitor buzoian și unul dintre cei mai mari scriitori români, Vasile Voiculescu. Cu acest prilej, autoritățile buzoiene au organizat la Buzău și Pârscov concursul național de creație literară Vasile Voiculescu. Concursul Național de Creație Literară Vasile Voiculescu a fost organizat ca în fiecare an la Buzău și Pârscov. Vasile Voiculescu este unul dintre cei mai mari scriitori ai României și trebuie să-l omagiem, trebuie să-l promovăm pentru a ajunge la tânăra generație. Noi am realizat în Buzău, există un parc Vasile Voiculescu, există bustul lui Vasile Voiculescu, este vorba de parcul din spatele primăriei Buzău, un parc frumos, foarte bine îngrijit, există o stradă Vasile Voiculescu în Buzău și noi trebuie de fapt să facem altceva, să facem ceva ca Vasile Voiculescu să fie citit. Autoritățile locale din Buzău intenționează organizarea unui concurs de cunoaștere a operei marelui scriitor. În fiecare an promovăm pe Vasile Voiculescu, promovăm oamenii de artă care au făcut și fac ceva pentru Buzău, pentru România și de ce nu pentru întreaga lume, pentru că iată de aici, de pe plaiurile buzoiene de la Pârscov, a plecat un om foarte important și s-a afirmat ca mare poet, mare scriitor, mare medic, iar în primul război mondial chiar a fost și directorul spitalului militar care era poziționat la acea vreme la Bârlad. O personalitate complexă care merită să fie cunoscută și ca primărie vom promova această personalitate pentru că marile valori ale Buzăului trebuie cunoscute de toată lumea. În Buzău există un bust al lui Vasile Voiculescu care se află în parcul care îi poartă numele din spatele Palatului Comunal, precum și o stradă cu numele Vasile Voiculescu. Scriitorul s-a născut pe 27 octombrie 1884 în Pârscov, județul Buzău. Pasionații de muzică sunt așteptați săptămâna viitoare la o nouă ediție a evenimentului Ploiești Jazz Festival. Concertele încep pe 24 octombrie. Ediția de anul acesta a festivalului de jazz de la Ploiești a fost la un pas să fie anulată, așa că organizatorii s-au rezumat doar la zilele de concert și au renunțat la evenimentele care aveau loc înainte, cum erau unele expoziții sau recitaluri. Însă în luna septembrie, chiar pe 6 septembrie, când am deschis Republic Fest, a apărut o ordonanță care ne-a spus tuturor
instituțiilor de cultură, în special că asta ne interesează, faptul că trebuie să ne limităm asupra unor cheltuieli, să ne limităm asupra unei medii între lunile ianuarie și august. Bineînțeles că a trebuit să reconfigurăm tot ceea ce a însemnat stagiune simfonică, stagiune folclorică și de jazz și, bineînțeles, și acest festival. Au fost discuții la un moment dat, eram la un pas, parcă să nu se organizeze anul acesta această ediție. Astfel, Ploiești Jazz Festival, ajuns la ediția cu numărul 19, se va desfășura pe parcursul a doar 4 zile, în perioada 24-27 octombrie, în sala Ion Baciu a Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești. Vom avea deschiderea în data de 24 octombrie cu Symphonic Jazz West Meets East, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Ploiești, sub bagheta unui dirijor tânăr, Radu Zaharia, și cu participarea solistei Diana Țugui. Este un proiect, bineînțeles, jazz simfonic. Vom avea Gershwin acolo, vom avea multe alte surprize. Pe 25 octombrie vor urca pe scenă Ploiești Jazz Trio cu lui Zazan și Nicola Simion. Seara de 26 n-am cum să nu o plasez la nivel stelar, pentru că sunt două trupe, ambele din New York, foarte mari. Una am aflat de curând, nu sunt nicio perfect, mi-a spus Vlad, Jonathan Kreisberg, zic, băi, nu știu, o fi neamț, o fie austriac, e american, e născut în New York, puteți să aflați toate detaliile. Este un om e un muzician foarte interesant și profesor de asemenea. Doua trupă, Kennedy Administration, este Rising Star, cum zic ei, deci este una dintre trupele care s-a lansat cel mai puternic în ultimii ani, deci nu exagerez cu nimic, am proprietatea termenilor. Urcă foarte tare toate clasamentele. Festivalul de jazz de la Ploiești se va încheia duminică cu alte două concerte. Așa că vă așteptăm și duminică în închiderea festivalului cu două concerte nemaipomenite, cu Swinging Voices and Jazz Notes, cu Corul Filarmonice din Ploiești, cu Ploiești Jazz Trio și Eduardinu, dirijor, și Unforgettable, a tributul Natalie Cole, Ploiești Big Bad Jazz Society, dirijor Simona Strungaru, Sorin Zlad la pian și Mihaela Alexa la voce. Biletele și abonamentele pentru cele patru seri de muzică live sunt disponibile atât online pe site-ul Filarmonicii Paul Constantinescu, cât și la Casa de Bilete a Filarmonicii. Festivalul va fi transmis și în direct pe o platformă online, oferind posibilitatea iubitorilor de jazz din întreaga lume să urmărească evenimentul de pe orice dispozitiv. Doamnelor, domnilor, știrile dimineții la Antena 3 Ploiești au ajuns la final. Colega mea Alexandra Matei va aduce informațiile din sport, iar noi ne revedem în câteva momente la Start Alert. Rămâneți cu noi! Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile din sport! În meciul disputat la finele săptămânii trecute, în sala sporturilor Olimpia Ploiești, echipa de handbal feminin seniore CSJ Prahova a învins ACS Sepsi Sixt Sfântul Gheorghe cu scorul de 36-17. Jocul a contat pentru etapa 4-a divizei A de handbal feminin, seria A. Încă o victorie pentru handbalistele de la CSJ Prahova. Sportivele au reușit să se impună în meciul disputat pe teren propriu împotriva celor de la ACS Sepsi Sixt Sfântul Gheorghe. După ce au condus la pauză cu scorul de 19-9, elevele lui Adi Chiruț și Robert Comendant au continuat prestația bună și în repriza a doua reușind să se impună ușor în fața ocupantei locului 2 în clasament. CSJ Prahova are astfel a patra victorie consecutivă cu maxim de puncte obținute în clasament, și anume 12 puncte. Urmează deplasarea la CSHC Harghita, meciul urmând să se dispute miercuri 16 octombrie, începând cu ora 17 la sala sporturilor Odorheiu Secuiesc. Campionatul național de rachete modele clasice s-a desfășurat recent lângă Buzău. La acest concurs, sportivii legitimați la Sport Club Municipal Gloria Buzău au urcat pe podium.
Campionatul național de racheto, modele clasice, s-a desfășurat recent lângă Buzău la Spătaru. Sportivii legitimați la Sport Club Municipal Gloria Buzău au obținut 3 medalii de argint și 3 medalii de bronz. În timpul concursului, antrenorii de la SCM Gloria Buzău, în colaborare cu cei de la Palatul Copiilor Buzău, au pus la cale o surpriză pentru toți micuții exploratori ai spațiului aflați la Spătaru, iar aproximativ 20 de prichindei au avut ocazia să se joace, să testeze și chiar să lanseze propriile rachete. Echipa secundă a CSM BPA Petrolul Ploiești a pierdut cu 91-69 meciul de deplasare cu CS2 Vâlcea, contând pentru etapa a doua a grupei B a ligii întâi de basket masculin. Echipa secundă a CSM BPA Petrolul Ploiești, trupă pregătită de Ionuț Ivan, Marian Angelian și Cristi Trandafir, a jucat de la egal la egal cu adversarii săi timp de 3 sferturi din meci. Însă până la final, basketbaliștii ploieșteni nu au mai reușit să mențină același ritm. Astfel, ploieștenii au fost învinși de CS Vâlcea 2 cu 91-69. CSM BPA Petrolul Ploiești va sta în etapa a treia, programată peste 2 săptămâni, pe 27 octombrie, astfel că următoarea partidă este cea de duminică, 3 noiembrie, de pe teren propriu cu ABC Laguna București. Știrile din sport s-au încheiat aici. Eu sunt Alexandra Matei și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!